Drumul principal din cartierul Planul Nou din municipiul Soroca prinde contur. Aici a început asfaltarea unei porțiuni a străzii rurale, dar și finisarea străzii Poienilor. Potrivit responsabililor de la primăria municipiului Soroca, lucrările se desfășoară conform cerințelor. Aici au fost puse 18 cm de petriș, un strat de finalizare de petriș, după care acum drumul este acoperit cu două straturi de asfalt. La moment merge lucrările de asfaltare a străzii rurale, după ce a fost pus petrișul în grosime de 80 cm, acum merge primul strat de asfalt de 6 cm, pe urmă să meargă stratul de egalizare de 4 cm. După cum se vede, lucrările merg calitative, timpul permite ca să prelungim, să mergem în continuare, să finisăm lucrările de asfaltare a drumului rural de microraionul Planul Nou. Odată ce vor finisa lucrările de asfaltare a drumului în regiunea Planului Nou, acestea vor continua în regiunea fabricii de tricotate. Deci în continuare să mergem cu porțiunea de viilor de finisat, dacă îți permit timpul să finisăm strada viilor din microraionul fabrica de tricotate și sperăm că o să fie bani de la drumuri bune pentru Moldova 2, să continuăm cu cartierele orașului Soroca. Amintim că drumul din cartierul Planul Nou este asfaltat pentru prima dată.